12 elevi care beneficiază de o măsură de plasament în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți au promovat evaluarea națională, iar un altul examenul de bacalaureat în sesiunile care tocmai s-au încheiat. Iar astăzi, în cadrul ședinței ordinare de Consiliul Județean, au fost premiați cu suma de 1000 de lei. Pentru autoritățile locale și cele județene, educația a ocupat mereu un loc primordial. Au fost reabilitate și modernizate mai multe unități de învățământ, copiii fiind susținuți să participe la diverse competiții. Cu puțin timp în urmă, elevii au susținut examenul de bacalaureat, cât și evaluarea națională, iar 13 elevi care beneficiază de o măsură de plasament în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți au promovat cu brio aceste examene. Este un lucru extraordinar că, deși viața nu le-a fost ușoară, ei au înțeles că de propriile puteri depinde viitorul lor, iar o pregătire profesională bună le oferă șansa la o viață decentă. Iar astăzi, în cadrul ședinței de Consiliul Județean Mehedinți au fost premiați cu suma de 1000 de lei. Președintele Consiliului Județean Mehedinți i-a felicitat pe tinerii care au promovat evaluarea națională și bacalaureatul și le-a dorit mult succes în etapele ce vor urma în viața lor. Se pare un lucru extraordinar și trebuie să încurajăm eforturile pe care le fac copiii care sunt în sistemul de protecție socială al DGASPC Mehedinți. Și eu nu chiar mă bucur că au reușit 12 elevi să ia notă foarte bună la evaluarea națională și un elev să ia bacul. 11 sunt în plasament la rude sau la asistenți maternali și unul este la adăpostul pentru victimele străzii al DGASPC Mehedinți. Am considerat că este de apreciat efortul lor, efortul rudelor, efortul asistenților maternali și efortul colegilor noștri de la DGASPC. Pentru că dacă nu se întunau aceste condiții, era și foarte greu pentru copii să depășească aceste examene. Sunt un exemplu pentru noi, acești copii merită felicitați, admirați pentru eforturile pe care le fac și noi să dăm acest exemplu și ar trebui să fie un început și an de an să facem astfel de gesturi. Felicitări, dragi copii, felicitări tuturor! Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, și-a tot dat interesul pentru ca tinerii să aibă cele mai bune condiții și să se simtă ca într-o mare familie. Chiar dacă viața nu le-a fost ușoară, aceștia și-au canalizat energia și toate cunoștințele pentru a ajunge la performanță. Tinerii care au promovat evaluarea națională și bacalaureatul au fost bucuroși de faptul că au fost apreciați în cadrul festiv de către autorități. Cei din cadrul DGASPC Mehedinți au reușit să le ofere acestor tineri o educație sănătoasă care să îi îndrepte spre învățătură, constituind un exemplu.